Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Am ajuns în ziua de vineri, așa frumoși și cu zâmbetul pe buze. Da, zic frumoși, într-adevăr, că suntem frumoși și nu putem să vedem lucrul ăsta, nu? Și modești, ne caracterizează în totalitate, da, suntem cei mai... Da, chiar mână de mână foarte bine și modestie și frumusețea merg. Nu? Corect, așa ziceam și eu. Suntem pe aceeași undă și noi vă spunem că ziua de vineri e plină de evenimente. Cineva se pregătește pentru weekendul bine meritat, cineva muncește, așa. Și pentru colegul Anatol Buzic este o zi importantă, știm bine, pentru că are loc premiera spectacolului cu care începe festivalul Bitei, Revizorul. Așa este, sărbătoarea asta teatrală așteptată de mulți ani de către teatru în primul rând și de către Republica Moldova, pentru că a devenit o tradiție și uite că tradiția ușor își spune cuvântul. Da. A revenit la origine. Așa că eu cred că ar fi foarte frumos și foarte solidar, cum s-ar spune, ca telespectatorii noștri să comenteze pe pagina noastră Telematinal sau pe TVR Moldova și să-i urăm cu toții mult succes lui Anatol la reprezentație, pentru că va fi ceva foarte fain. Mulțumesc mult, Mihaela, mulțumesc mult pentru această îndrumare. Acum noi îndrumăm pe telespectatori atâta timp cât ei vor și deja scriu mesaje. Pentru că scriu multe mesaje, comentarii, sigur, da. Să mă urmărească și din puținul pe care l-am pregătit noi pentru această zi. Hai! Astăzi la Telematinal urmăriți un interviu neordinar cu actrița Irena Boclincă la Portret Matinal. O cunoaștem pe Ecaterina Gherciu, o meșteriță iscusită care face o adevărată opere de artă din mărgele. Vedeți o grădină aranjată, dar nu oricum. Alexandru Leahu a ajuns la Sărata Galbenă Hâncești. Discutăm cu Diana Crudu despre cum putem susține micii producători autohtoni și unde găsim cele mai gustoase și sănătoase produse. Mai avem recomandări pentru un sfârșit de săptămână relaxant și interesant. Și o rețetă tradițională de plăcinte reinventată. Tot astăzi aflăm detalii despre Bienala Internațională de Pictură Chișinău 2023 de la Tudor Zbârnea, director al Muzeului Național de Artă. Și vine în platoul nostru Natalia Proca. Ne-am făcut zastrășețoale ca să știu între cucoane, of. Pe toate leanță soteu, colo dărg la Chișinău. Că iasa fără zastrea rămâne de poveste, mireasa care n-adună, numai de povești bună. Rămâneți aproape! Da. Zim și ce-ar fi emisiunea noastră fără să venim noi cu și să chicotim pe alocuri cu... Cu ce? Cu horoscopul. Cu horoscopul. Mie îmi place, știi ce îmi place foarte mult? Că noi venim cu prezicerile astea ale astrologilor, dar le și comentăm și le interpretăm în felul nostru și glumim, raportăm la propria persoană. Deci eu... Păi, fiecare cumva își personalizează, nu? Ziua de astăzi conform horoscopului. Dar eu am ajuns la o concluzie, că trebuie să fim atenți la cuvintele pe care le rostim. Că ieri a vorbit noi de avalanșe, de ploi, nu știu, ții minte că... Și s-a întâmplat. Am pregătit o ploaie de subiecte, o ploaie de invitați. Wow, ce metaforic! Da, păi așa într-o oarecare măsură ne-am exprimat și când colo seară mă trezesc ca voi de altfel, mulți dintre voi la fel v-ați trezit cu o ploiță de aia torențială, am fost dat și la picioare și m-am pornit și fără umbrelă, crezând că gata, a venit vara, totul este bine. Așa că înarmați-vă cu umbrele, înarmați-vă cu impermeabile, cu orice, numai să scăpați de această ploaie. Nu, și mie mi-a plăcut foarte mult ploița, pentru că eu am admirat tot undeva de unde eram la adăpost. Da, păi normal, am savurat din plin. Tuturor le-aș place că... ploaia, stând acolo la călduț frumos și uitându-te așa pe geam și zi, bietul de, uite cum este plouat, sărac, ajunge acasă, ud. Oricum, cred că agricultorii au apreciat mult această ploiță. Da, dar după cum am văzut la imagine, la știri, un pic mai, depinde și pe unde și... Exagerat deja, înțeleg. Depinde de zonă, probabil, da. Continuăm cu horoscopul sau... L-am făcut să aștepte mult timp. Da, este o zi astăzi în care berbecii ar trebui să fie mai chibzuiți cu banii, astfel vor avea de pierdut, nu este momentul potrivit pentru a face anumite investiții, așa că mai bine vă axați pe activități sau pe proiecte noi. Da, taurii sunt familiști convinși, iar astăzi vor să petreacă timpul alături de cei dragi, însă nu veți tolera aroganța, oricine ar fi protocolul.
protagonistul, așa că atenție la modul în care vă exprimați, spun astrele. Mm-hmm. În compania prietenilor, Gemenii se încarcă cu energie bună. Dacă vă împărtășiți grijile și îndoielile, veți realiza că multe dintre ele sunt nefondate. În plus, încercați să vă îndreptați atenția către capitolul sănătate, ceea ce este mereu actual și atunci. Da. Racii sunt întreprinzători și mai aproape de obiectivele lor în sfera profesională. Da, frumos, da, frumos. Wow, ce bine, parcă ai vrea să oprești aici timpul și să meargă așa. Da. Însă există câte un însă, câte un dar. Întotdeauna. Da. Însă ar trebui să vă feriți de oamenii oportuniști. Ar fi bine oportuniștii să se ferească de raci, pentru că racii simt de la o distanță. Asta vreau să zic, aveți o intuiție foarte bună și atunci... Câteodată o mai dăm în bară, dar o dăm, dacă nu o dăm în bară... O dați bine. Da, o dăm bine cu cuie, ne trezim cu cuie prin cap, așa că... Important e să nu călcați pe aceeași greblă de prea multe ori, pentru că... Și pe aceeași greblă și în față și în spate, știi, ca în desene animate, când eroul principal este lovit din toate părțile de greblă. E, uite că atât a fost pentru aceste primele patru semne zodiacale. În ora a doua, a treia, continuăm cu celelalte patru, respectiv alte patru. Mai sunt oameni care așteaptă, mai sunt, da, da. Și continuăm, de mai bine de 10 ani, următoarea noastră eroină, da, sau următorul nostru erou, vom vedea, nu știu, că este un mister, realizează adevărate opere de arte din mărgele, de la icoane lucrate manual până la obiecte de decor. Se pare că e vorba de o meșteriță, totuși, de Caterina Gherciu, din comuna Hârtopu Mare, raionul Criuleni, care și-a descoperit pasiunea absolut întâmplător. În timp și-a transformat acest hobby într-o afacere de suflet, iar printre clienții ei sunt și conaționalii noștri care sunt stabiliți peste hotare. La sat, viața are o altă culoare. Noi am ajuns în satul Hârtopul Mare din raionul Orhei, la o familie de gospodari care au cu ce se mândri. Și chiar vedem această poartă care este pictată, iar în interior ne așteaptă ceva și mai spectaculos. Bună ziua! Bună ziua! Ne primiți la dumneavoastră? Vă primim! Familia Gherciu este una stimată în localitate. Picturile din ogradă și mica expoziție de ulcioare reprezintă o creație a gospodinei, care este o meșteriță iscusită. Lucru manual mi-a plăcut de când sunt eu. Acasă, când eram la mama, cusăm în cușiliță cu lână, diferit salfetcuță, pe urmă m-am apucat de împletit. Lucru de mână la mine nu s-a terminat niciodată. De mai bine de 10 ani realizează adevărate opere de artă din mărgele, de la icoane lucrate manual până la obiecte de decor, precum flori, copaci și sticle ornamentate. A venit cineva cu un cadou, cu un copăcel din biser. Mi-a plăcut foarte tare, n-am întrebat nici, m-a uitat la dânsul, mi-a plăcut și peste vreo două zile zic, mă duc eu să-i cumpăr. Mergeluț, biser, așa se numesc, să mă apuc și eu să fac. Dar de unde, cum să le fac, n-avem idee. Cum să pornesc, de unde să pornesc, de unde să pornești copășelul de sus, ori de jos, n-avem idee cum. Dar așa de mintea mea, câte o lea, câte o lea, câte o crânguță, zic, am să le unesc, am să fac copac. Parcă mi s-a prinit prima dată. Mi-a părut că e cel mai frumos. Acum nu e zi în care să nu meșterească ceva. Are sute de lucrări care, cu ocazii speciale, sunt un dar deosebit. 13 ani am de când mă ocup cu... Și așa început deodată să dau cadouri. Cineva mă mai întreba, dar cât coasă să cumpăr? Anea era rușine, zic, cât coasă să-l vând. Zic, ei, na, el așa, na, el așa. E, da, dacă am văzut, am că mai mult se întreabă. Zic, ei, le spun și eu un preț, că vremea e pierdut, ziua se duce. Dar așa, dacă am început mai mult, lucrez până târziu. Nu mă pot opri. Unele lucrări, precum icoanele, îi iau mult timp, pentru că cer atenție, migală și dedicare. Deodată am crezut că n-am să mă descurc. Îmi părea că nu mă atrăgie, parcă la cusutist. Dacă am făcut una, am făcut, dar am tot comenzi mai bine, ba cadou mai vedem care au văzut la dânsa. E o relaxare, dar vă spun drept, parcă așa ți alină sufletul și e o relaxare sufletească și dacă îți place lucrul să-l faci, merge. A transformat această activitate dintr-un hobby într-o afacere de suflet, iar printre cei care îi apreciază creațiile sunt și conaționalii noștri stabiliți peste hotare. Lucrările mele, vă spun că le e tot lumea de la noi, cunoscuți, neamuri din sat, se duc pe o speță peste graniță, în Ungaria, în Germania, în Franța, în Italia, în America, în multe țări, tot a noștri din sat.
să duc, să nu-ți duc cu mâna goală, dar așa le duc eu tot cadouri, ca tricolori. Casa Mare este și atelier și sală de expoziții. Participă la târguri tematice și iarmaroace, unde talentul este remarcat. Aici stai un peisaj de iarnă. Urătorii, așa le-am pus eu de numire, cu mâmblu urătorii, băbuța cu moșneagul îi petrec, dam în ușă, le-am pus mătură, lopată, lemne să aibă de foc, tot. Sticle m-am apucat să fac, diferite sticle. Flori, orhidee, am făcut tot leandatele, salșii, mulți copași la mine au și cum. Samenea salșia, că uitați-vă. Foarte ușor să păstrea deca dacă s-a colbăit, îl dai o leac prin apă, îl scuturi și gata. Nu strică nică în trânsul. Nu strică nică. El e din sârmă, dacă mă rog să mai las o leacă, îl îndrepți. Soțul este pentru ea cel mai bun îndrumător în crearea articolelor. Ei îi arată, uite, mi-e șlegu, îi pun noată, eu îi pun. Eu sunt învățător cu noatele. Dacă vă plac lucrările ei și cât de mult eu admirați? Cum să spun? Ei să-i placă, dar eu sunt bărbat, ca bărbată. E mai bine să-mi fac pe casă și pe o gradă și așa, dar jucăriile astea nu mă... Ce-i urați soției noastre? Sănătate. Și să ducem bătrânețele mai departe. Da. Și eu sunt la pensie și ei la pensie. Să avem bătrânețe lungi și sănătoase. Ecaterina Gherciu își trăiește cu plăcere pasiunea pentru frumos, iar lucrările făcute de ea aduc bucurie acolo unde ajung. Ah, ce frumos, da? Soțul este cel mai bun îndrumător, o susține și îi place foarte mult că ei place ceea ce face, așa că nu ezitați, într-adevăr, să vă susțineți oamenii dragi, iar cei dragi, respectiv, să escaladeze așa munții profesiei. Așa ar fi frumos, într-adevăr, o completare frumoasă în relație. Și intuiesc că suntem pe aceeași undă când spunem că vrem să venim cu niște evenimente importante pe care le-ai selectat din calendarul istoric. Da, hai să vedem ce s-a întâmplat în data de 26 mai. 26 mai, nu o să încurc aici pentru că... E o dată pe care o știi de mult timp și care... Da, o așteptăm, despre ea am vorbit cam cu 2-3 luni în urmă. Uh-huh. Așa, 26 mai 1435 are loc prima atestare documentară a localității Șefănești, situată într-un areal locuit încă din Neolitic, bine poziționat la întretăierea drumurilor Iași-Hotin și Soroca-Suceava, postat strategic la Vadul Prutului, în actualul județ Botoșani. Una dintre cele mai vechi așezări din ținutul Botoșani și anume Târgul Ștefănești, apare menționat cu numele de gura Bașeului într-un document al domnitorului Ștefan cel Mare. Numele Ștefănești înseamnă așezarea oamenilor lui Ștefan. Ștefănești a fost transformat la începutul domniei lui Ștefan cel Mare, mare, într-un orășel ocol domnesc numindu-se. Știi ce mi-am amintit acum că vorbim despre asta? Unul dintre artiștii care ne-a vizitat aici în platoul telematinal este născut din Ștefănești, Martin Budurin. Da. Și a făcut și o piesă despre asta, adică îi trezește amintiri. Da. Acolo e casa părintească, a renovat-o, a avut grijă de ea. Mai sădește un copăcel, mai sădește chiar și o livadă mică, are grijă de ea, mai gătește, îl vedem deseori postând delicile. Nu știu, poate să se întreacă cu Betty, colega noastră. Da? Pentru că și ea gătește foarte bine. Astăzi o să ne delectăm cu niște plăcințele. Cu zeamă ne delectat din partea ei. Din partea ta la fel. Mulțumesc. Ți-a plăcut mult. Da, care zeamă mult, ți-a plăcut mai mult? Zeama mea sau zeama gătită de Betty? Asta pentru că este mult mai misterioasă. Știi, încă n-am înțeles gustul. Ah. Știi, e un gust de aer așa că am amestecat cu niște elemente de mister. Încă mai urmează să studiez acest gust. Dar tăiței ți-a plăcut cel puțin? Foarte mult. Știi, mai ales că erau foarte lungi, știi? Și până în ziua de azi țin minte. Am zis că încă nu i-am înghițit. Bun, n-am lămurit cu zeama pe care am făcut-o eu de la calendarul istoric, dar vă spunem că în 1488, la data de 26 mai, a avut loc construirea Bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, ctitoria lui Ștefan cel Mare. Prima atestare documentară a mănăstirii Voroneț datează din 22 ianuarie 1477.
1992, când Ștefan cel Mare dădea călugărilor de la Voroneț, care îl aveau ca ecumen pe Misail, o scutire de vamă pentru două măști de pește care vor fi aduse de la Chilia sau din altă parte. În locul vechiului schit de lemn, Ștefan cel Mare a ridicat actuala biserică cu hramul Sfântul Gheorghe. Din pisania bisericii rezultă că lucrările de construcție au durat de la 26 mai până la 14 septembrie 1488, adică mai puțin de 4 luni. În august 1488, îmbogățirea lăcașului a continuat cu satul Știlbicanii și tot bazinul pârâului Suhamare, cumpărate cu 160 de zloți tătărești. Celebra pictură exterioară a necesitat o lungă perioadă de înfăptuire. Abia în 1547, biserica a căpătat forma pe care o putem vedea și astăzi. Și iată că și la Craiova avem câteva fotografii. Da, e una dintre cele mai cunoscute cu adevărat. Și mai avem ceva, și anume 1984. Ce s-a întâmplat la data asta? Te interesează? Mă interesează. Hai să-ți spun eu. Deci, inaugurarea oficială a canalului Dunăre, Marea Neagră. Aha. Are loc. Da, în 1949 a început construcția canalului, unde au lucrat în permanență 50.000 de oameni, deținuți de drept comun, deținuți politici și din rândurile minorităților etnice și religioase, adversarii regimului fiind obligați să sape cu mâinile goale în condiții aspre, specifice climei din Dobrogea. Da, această acțiune de reprimare a costat mii de vieți, fiind una dintre cele mai mari tragedii umane din istoria neamului românesc. Cu lungime totală de 95,6 km, canalul este format din ramura principală, în lungime de 64,4 km și ramura de nord, cunoscută sub denumirea de canalul Poarta Albă Midia Năvodari, în lungime de 31,2 km, scurtând drumul spre portul Constanța cu aproximativ 400 de kilometri. Canalul Dunăre-Marea Neagră se înscrie în rândul canalelor interioare care respectă cele mai înalte exigențe internaționale. Din punct de vedere tehnic, proiectul este comparabil cu obiective precum canalele Panama și Suez. Da, bun, asta au fost câteva informații și acum, pe lângă cei ce vom face astăzi, și anume să venim la spectacolul Revizorul, mai avem ceva important de făcut duminică, la ora 22. Da, da, da. Este într-adevăr o emisiune pe care o îndrăgesc. Da. E vorba de istorie cu Tâlc, da? Da, la asta m-am referit, bineînțeles. Eu îndrăgesc altă emisiune. Care? Wine Trips. Da, aia o îndrăgesc, da. Foarte mult o îndrăgesc. Bine, îndrăgește tu Wine Trips și eu istorie cu Tâlc. Facem pe rând. Eu le îndrăgesc pe amândouă, nu știu cum tu, da. Am înțeles. Eu pe ambele le-am bag, bine. Dar ce ține de istorie cu Tâlc? Am avut parte de o discuție foarte frumoasă cu cineva care scrie și poezii, dar se descurcă extraordinar de bine în matematică, pentru că asta a ales în viața ei, să facă matematică. Mi se pare întotdeauna foarte deosebite combinațiile astea, știi, atunci când omul are o latură absolut pragmatică și una complet artistică. Și da, le combină foarte bine. Și când am întrebat-o de copiii ei, mi-a răspuns cu un vers pe care l-a și scris. Da. Am cei mai buni și mai frumoși copii din lume și asta este o minune din multele minuni dumnezeiești, de care cât trăiești tot te uimești. Zi-mi de cine sunt versurile. Ei, uite că sunt semnate de Alexandra Tkachenko, conferențiar universitar la USM, coordonator general al femeilor matematicieni din Republica Moldova, în Organizația Europeană a Femeilor Matematicieni. Cu adevărat impresionant. Alexandra Tkachenko este invitată a emisiunii Istoric cu Tâlc, din câte înțeleg, care, cum vă spuneam, va fi difuzată duminică 28 mai, ora 22, la TVR Moldova. Notați în agenda, așa că urmărim câteva secvențe, ne arăți și nouă câte puțin. Da, hai, dacă insistați să fie. Se spune că matematica este limba prin care Dumnezeu a creat Universul. Și banal ar fi, dar cei care cu atenție studiază atât corpul uman, cât fenomenele naturii, cât frumoasele creaturi, până la iarba, până la aranjamentul frunzelor pe copaci, totul respectă niște reguli de matematică. Tăticu, aș vrea aici să menționez că a avut, cum se zicea, patru clase la români și aceste patru clase erau extraordinar de frumoase și suficiente pentru a ne da o, știu eu, o premiză, o, așa, dacă vreți, un impuls spre studii. Am câștigat și concursul, mi s-au oferit condiții de trai în centrul Bucureștiului ca să rămân în continuare. Dar familia și soțul au cerut să mă întorc înapoi. Tot timpul mi-am urmat, iată, cerințele acestei interioare. Pentru că a face ceva în matematică nu poți la comandă, exact cum și alte activități, dacă vrei să le faci bine.
banii atât pe cât pentru existență. Am cei mai buni și mai frumoși copii din lume. Și asta este iarăși o minune. De multele minuni dumnezeiești, de care cât trăiești, tot te uimești. Deci Ana a fost aceea care mi-a format, mi-a trezit sentimentul de mamă, adică m-am renăscut încă o dată. Da, au fost unele probleme cu sănătatea, dar aș spune așa, când ți se închide un drum, Dumnezeu neapărat îți deschide o fereastră. Și îmi dau seama că aceste probleme anume au apărut ca să se deschidă acea fereastră. Pentru că altfel am perceput divinitatea, o relație specială. Eu nu mă simțeam bolnavă. Optimismul, firea aceasta vitală, datorită Domnului nostru Iisus Hristos și Preacuratei Fecioare, aceștia au persistat tot timpul. Și atunci, cum se zice, ce mă deranjează, cine e împotriva mea dacă Domnul este cu mine? Da. Asta a fost. Urăsc lașitatea și când omul nu se ține de cuvânt. Și probabil că aici iarăși intervine divinitatea când educ copiii așa. Mai întâi a fost cuvântul și cuvântul te reprezintă. De ce? Pentru că cuvântul e Dumnezeu. Ori dacă ai dat cuvântul, îl ignori și nu îl respecti nici pe Dumnezeu și nici tu nu mai ai identitate. Ai înțeles? Am înțeles și vreau să mai înțeleg, pentru că vreau să urmăresc emisiunea. Matematica este limbajul lui Dumnezeu, da? Matematica e și o formă de manifestare, poate fi și ea, dincolo de ecuații și radical, nu știu ce, poate fi o exprimare a... Bine, eu am recunoscut în fața domnului Tkachenko că nu prea sunt eu cu matematica, chiar la școală fiind, am zis că nu, categoric nu, pentru că aparent parcă înțelegeam că e clar cumva formula, iar când trebuia să întrebuințez această formulă mai departe, aici se opreau toate trendurile, se opreau în gară și se stopa orice activitate. Dar nu știu, mie mi-a plăcut, dar în funcție de profesor, că eu, din nou, îți spun, foarte mult contează profesorul, știi? Și în da, momentul în care... Da, aduc aminte că noi am avut o profesoară cam așa, mai aspră la mai caracter. Dură. Da, și ți era frică de profesoară și faptul că ai să greșești, mai tare te făcea să greșești, după care da. Urăi matematica. Era important să înțelegi ceva din toate problemele și ecuațiile alea, nu știu, în fine, ai cu matematica e o chestiune lungă. Firile, hai să... Nu, conectam firile și un scurt circuit. Exploda totul acolo la eu mine. Eu îți propun să trecem de la matematica la un domeniu așa mai creativ, un pic mai spre artă. Da, da, uite aici ne pricepem cam toți, încă mai avem timp să vizităm una dintre cele mai importante manifestări în domeniul artelor vizuale, Bienala Internațională de Pictură Chișinău 2023. Da, și-au expus lucrările artiști din 28 de țări, printre care Austria, România, Republica Moldova, Franța, Germania, Japonia. Iar detalii o să aflăm în cele ce urmează de la domnul Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă a Moldovei și curatorul Bienalei. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Noi, pentru că avem foarte multe curiozități jurnalistice, o să profităm întâi de toate de faptul că ați acceptat invitația noastră matinală ca să vă mai punem întrebări și vrem să începem prin a vă întreba dacă au început să mai vină oamenii, s-a mărit numărul de vizitatori la muzeu după pandemie. Da, sigur. Statistic vorbind, anul trecut am avut aproape 90.000, fără vreo 200.000 de fără vreo 267 de vizitatori, 90.000. Nu este o cifră extraordinar de mare, dar pentru Chișinău și pentru muzeul mic al nostru este un număr destul de serios. Față de 8.000, cum aveam când muzeul încă nu era pus în funcțiune, dar până la a fi restaurate o parte din spațiile care le avem, eram în jur de 25.000 de vizitatori. Deci totuși s-a mărit numărul, așa că muzeul atrage un... Da, și cu această bienală bănuiesc că va porni acel șir al oamenilor care să viziteze muzeul. Da, permanent avem vizitatori, inclusiv și în lunile de vară, pentru că perioada estivală la Chișinău nu este încă o tradiție de chiar nici luna august în care lumea să plece în vacanțe și atunci vin, de fapt, și străinii. Da, da. Străinii, de regulă, cam toți vin la muzeu, dar cei care ne vizitează. Cum reușiți să captați atenția tinerilor, care astăzi sunt pur și simplu fascinați de tot ceea ce înseamnă tehnologii digitale, cu era TikTok-ului și a câtor mai alte aplicații?
Bine, există și un segment de tineri care sunt atrași și de artele plastice și cred că ei și-au găsit un anumit confort în muzeu. Muzeul este confortabil și din punct de vedere fizic, pentru că vara este răcoare, este bine, într-o ambianță de frumusețe, de estetică. Eu cred că orice persoană se simte confortabil și ultima vreme chiar mulți dintre tineri își dau întâlniri la muzee, dar nu numai la noi. Există o tendință a muzeilor de a se extinde manifestarea și interesul pentru un public divers cu alte manifestări decât opera de artă, decât patrimoniu. Și, țin diverse evenimente de interferență artelor, inclusiv literatură, teatru, muzică. Și atunci, devenind ca centre culturale, a diversificat și publicul și vârsta acestora, dar noi lucrăm foarte mult cu copii. Avem programe educaționale cu copii pentru că formăm într-un fel vizitatorul de mâine. Și dar reușiți foarte mult să atrageți și publicul tânăr prin diferite expoziții cu creații noi, moderne. Da, și suntem un muzeu, deși suntem un muzeu național de artă orientat către arta tradițională, către patrimoniul pe care îl deținem, avem o deschidere și către noile forme de manifestare artistică. Sunt și multimedia, video, video instalații. Simbioză dintre una și alta. Exact la asta voiam să ajungem, pentru că acum este în vogă cumva digitalizarea asta muzeelor sau muzeele virtuale și voiam să vă întrebăm la... În ce direcție mergem? O să avem chiar într-un proiect în acel program denumit Muzeele Viitorului, unde avem un artist care a câștigat proiectul pentru Muzeul Național de Artă al Moldovei, unde vom interveni cu noi forme de exprimare și de promovare a artei, cu animarea unor opere de artă universală și artă națională pentru a atrage, iată, acel public despre care încercați să spunem. Dar cum priviți această strategie de a atrage? O faceți pentru că acceptați, iată, evoluția? O acceptăm ca pe un joc, în primul rând. De nevoie mai mult. Pentru că noi trăim totuși într-un anumit context, atunci nu trebuie să ieșim în afara contextului. Dar totuși pentru muzeograful tradițional, mai ales cel de vârsta mea, obiectul autentic este primordial. Și cercetarea și prezentarea, pentru că noi totuși deținem un număr foarte mare de piese de patrimoniu și comunicarea, punerea acestora în dialog, dar și comunicarea privitorului cu obiectul autentic, este una mai profundă după noi. Da. Celelalte sunt așa ca și internetul. Vrei să cunoști ceva, imediat cunoști, imediat ai uitat, ai trecut la alta și tot așa. Da, adevărat. Și iată că până pe 11 iunie, dacă nu greșesc, oamenii mai pot veni să viziteze expoziția și, în general, putem afirma în acest sens, cu tot ce se întâmplă în acest moment la Muzeul de Artă, că pictura continuă să câștige foarte mult teren în această era multimedia, nu? Da, eu, de exemplu, dacă îmi dați acest catalog este greu. Este greu, este calitativ și deja când îl deschizi ești impresionat, ești parcă prezent, faci primii pași spre această expoziție. Vă rog să ne dați. Da, catalogul, de fapt, este partea solidă a unei manifestări cum este bienala noastră. Fiecare ediție, este a 8-a ediție, fiecare ediție lansează un catalog. Tocmai Bienala Internațională este de pictură pentru a demonstra că pictura rezistă și în condițiile actuale a unor noi forme de exprimare, cum sunt cele legate, deci am vorbit mai devreme, multimedia, foto, video, video instalația, performance-uri. Și în condițiile inovatoare ale picturii, pentru că și pictura evoluează în noi forme de și mijloace de exprimare atunci când ne referim la ceea ce expunem noi în acest context. Din cele peste 1200 de lucrări au fost selectate
doar puțin peste 140. Din 364 de artiști au fost selectați 123. Deci a fost mare. Adică ne orientăm totuși către ideile și tendințele inovatoare. În acest caz, iată, ați ajuns la pagina 50, țării invitate. Da. Austria. Austria. Este o zonă, un nucleu al acestei expoziții cu opere de artă, de pictură conceptuală, care și o gamă destul de largă, de la abstract la figurativ, de la figurativ la abstract. Dar opere care le poți regăsi în orice mare muzee din lume. Domnul Zbărnea, așa, din partea mea, o întrebare. Iată, cum să examineze o operă? Cum să pătrundem? Iată, de exemplu, aici, un om care nu prea are cu metaforele, cu... Iată, din asta, ce poate să... Sigur, există în fiecare operă, există un mesaj, uneori mai mult încifrat, alteori deschis. E cifrat aici, e cifrat. Deschis. Pentru ca să te apropii de mesaj, trebuie să consumi într-una. Nici teatru nu este deschis, pentru că el este legat de simbol, de geste. În cuvânt se ascunde ceva acolo. Dar consumând teatru, mai ușor îl vei înțelege, deci, mai ușor te vei apropia. Așa și cu pictura. Trebuie vizitat foarte mult. Să citești, bineînțeles, și dar în primul rând vizualizarea este cea care te conduce către subiect, către mesaj, pentru că mesajul astăzi mai ales este foarte important. Bine, tot timpul a fost și acea ideologie care era o minciună a realismului socialist. Ea purta un mesaj ideologic, dar purta un mesaj. Acum mesajul poate fi social, poate fi în ediția actuală, de altfel, o nouă tematică, a apărut tema războiului. Cred că cea mai exploatată, practic, în cadrul, da? Din... Nu. Sunt mai puțini artiști, dar ceea ce ne-a încântat, pentru că nu doar artiștii ucraineni au venit cu tema războiului, au venit diversi artiști din diverse țări cu tema războiului, pentru că ne afectează pe toți. Omenirea luptă pentru pace și vrea să promoveze pacea și da, însă și manifestarea noastră, ea este una pentru sincronizarea artiștilor locali cu tendințele europene sau în general mondiale ale artei, tendințele estetice, dar în același timp este o manifestare care solidarizează lumea în susținerea păcii, în tendința de a merge spre lumea civilizată, spre o lume liberă. Și comunicarea noastră cu invitații care au fost aici, noi invităm în afară de laureați, invităm o parte dintre artiștii consacrați la Chișinău. Vizităm o serie de locuri, inclusiv Orhei Vechi, lumea care rămâne foarte încântată, iată, ne scriu după aia tot felul de scrisori de răspuns și este... Și poate că se reflectă mai târziu în lucrările lor cei ce trăiesc aici. Se reflectă, dar se reflectă în primul rând o prietenie și ei descoperă o țară mică cum este Moldova, care este la fel de frumoasă ca și alte țări din Occident. Dar spuneți-ne că sunteți implicat în atâtea proiecte și probabil că e destul de complicat să ne spuneți dumneavoastră să fiți managerul unei asemenea instituții, comunități, adică gestionați multe lucruri. Mai aveți timp de creație? Da, am timp pentru că, poate doar pentru că dorm mai puțin. Și creație înseamnă concentrare permanentă. Sigur, sunt lucrările de rutină multe de la muzeu, inclusiv această bienală impune o serie de probleme și încurcături și cu vamă și cu trebuie explicată legislația, cum să fie de toată lumea respectată și recepții și sunt, dar eu am avut o ordine așa interioară tot timpul, impus probabil încă de acasă, ca să nu-mi risipez timpul și asta mă ajută. Sigur, sunt de multe ori necăjit că nu pot lucra atât cât mi-aș dori, dar în atelier mă refer.
dar fiecare și are destinul său. Da, vă mulțumim mult, domnule Zbârna, pentru prezența dumneavoastră și pentru detaliile aduse. Încă o dată reiterăm. Până pe 11 iunie oamenii mai pot veni la Muzeul de Artă pentru în cadrul acestei bienale. Și să descopere și artiști, dar și să lege, așa cum a spus dumneavoastră, o prietenie frumoasă între așteptăm toată creatorii. Lumea cu drag la Muzeul de Artă. O zi frumoasă să aveți. Mulțumim tare mult. Mergem la muzeu? Mergem. Când? Când? Până pe 11. Până pe 11, nu, păi da, să vedem o zi concretă. Da, dar am putea să planificăm această zi, poate fi chiar mâine, poate fi chiar poi mâine. Zici tu, mâine o să fii mai liber cu... Nu știu, nu știu. Nu cred, vezi? Bienala, că două bienale sunt. Da, și la teatru și la muzeu, corect. Ei, și fraților, astăzi este vineri și după cum v-am obișnuit, venim cu câteva recomandări de evenimente. Unul deja este pus pe listă, bienala. Două, cu tot cu teatru. Și cu teatru, așa, puteți să le reușiți pe toate, nicăieri nu fuge muzeul, un pic cu teatru acolo un trebuie pic la să... premieră, dacă nu ajungeți la timp, da, puteți da, să... Da, trebuie să consultați programul. Da, toate pentru a vă petrece sfârșitul de săptămână cât mai frumos. Vedem și noi care sunt acestea? Hai, le punem pe listă. Ca să avem forțe pentru o săptămână de muncă ce urmează, e bine să ne organizăm un weekend plăcut și relaxant. Vă prezentăm câteva evenimente ce vor avea loc în aceste zile. Astăzi, la Teatrul Național Eugen Ionesco va avea loc deschiderea festivalului Bitei 2023, sub genericul Chișinău, locul ideal pentru întâlniri. În premieră se va juca bine cunoscuta comedie satirică Revizorul de Nicolae Gogol. Spectacolul prezintă o lume într-o stare avansată de degradare morală, dominată de corupție, abuzuri administrative, dezordine și delăsare. Pentru a trăi emoții de neuitat, dar și pentru o experiență deosebită, vă propunem să vizitați ferma de fluturi din Chișinău, unde aveți posibilitatea să hrăniți fluturașii cu portocale, dar și să-i admirați pentru că sunt de diferite dimensiuni, culori, creând o atmosferă cu adevărat magică. În acest weekend, teatrele din Chișinău au în program mai multe spectacole pentru pici. La Teatrul Municipal de Păpuși Guguță se vor juca spectacolele Pădurea de Argint și Fapta Bună, Multa Dună. La Teatrul Republican de Păpuși Licurici puteți privi Cenușăreasa, iar la Cinematograful Odeon, Aventurile celor trei purceluși, un spectacol de animație inspirat din povestea clasică, dar care reprezintă o combinație interesantă a subiectului cu dansul, cânticul și jocul, implicând copiii și părinții. Duminică, în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei, va avea loc African Fashion Show, un eveniment caritabil ce reunește cultura africană și brandurile locale pentru a sprijini o cauză nobilă. Vor avea loc prezentări de colecții de îmbrăcăminte, accesorii și bijuterii combinate cu elemente tradiționale din Africa. Fondurile colectate în urma evenimentului vor fi donate unei organizații ce sprijină copiii și adulții grav bolnavi care au nevoie de îngrijiri paliative. Iar la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală aveți oportunitatea unică de a descoperi lumea fascinantă a meșteșugurilor tradiționale românești. În cadrul expoziției Lemnăritul și Ferăritul Meșteșuguri Făuritoare de Civilizație Tradițională, vernisajul este un omagiu adus colonelului Petru Costin la aniversarea de 65 de ani, colecționar pasionat de istoria neamului, deținător al recordului Guinness pentru cea mai mare colecție de potcoave din lume. Seara de duminică o puteți petrece la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, savurând opera Aida, o poveste fascinantă despre dragoste, război și sacrificiu, cu muzică minunată și momente spectaculoase de dans. Un sfârșit de săptămână frumos să aveți! Avem notat foarte bine în calendar toate lucrurile pe care avem să le facem. Acum deja să găsim un loc de unde să cumpărăm timp, da, dacă e posibil. Să cumpărăm timp? Da. Știi, ca și norocul, este vorba cântecului, de unde aș putea cumpăra și eu noroc, știi, lași... Mi se pare așa metaforic asta, să cumpărăm timp, știi? Da, m-am emoționat. Te-ai emoționat? Pentru că, da, unii oameni chiar și-ar dori foarte mult. Hai să te emoționezi mai mult, pentru că în clipile ce urmează o să ne teleportăm într-un loc pe care tu l-ai vizitat în această iară. Avem timp pentru asta? Da, avem timp pentru asta. Aici există timp, da. Fără să-l cumperi, este gratis. Da, grădinile, dar și vechile potești din jurul castelului Peleș. Da. Prind din nou viață și culoare. Da, am auzit că cu ajutorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, prin Facultatea de Horticultură București, 50 de studenți și cadre didactice au contribuit foarte mult la un amplu proiect de reabilitare a grădinilor din domeniul ăsta regal de la Peleș. Da, hai să vedem cum s-au descurcat băieții.
Studenții își pun toată pasiunea și priceperea la bătaie pentru a da o nouă față grădinilor de la Peleș. Vegetația fiind foarte îmbătrânită, nu a beneficiat până acum de lucrări profunde de specialitate. Există vegetație foarte valoroasă pe terasele palatului și la Peleș și la Pelișor. Avem exemplare absolut monumentale, presupunem că unele dintre ele sunt chiar de pe vremea regilor. Este nevoie de multă muncă și atenție pentru că grădinile de la castel au valoarea unui monument istoric. O echipă separată se ocupă cu documentarea și cercetarea în arhive. Studenții spun că învață lucruri noi, practica fiind cea care îi ajută să se perfecționeze. În zona Peluzei Centrale, studenții au reamenajat pârâul clasic, care în anii trecuți aproape că nu se mai vedea. În cadrul atelierului de peisagistică, viitorii ingineri vor regenera speciile istorice de pe domeniul regal și vor reda frumusețea teraselor și grădinilor din jurul celor două castele. Câte puteți observa, ei încearcă să taie plantele invazive pentru a elibera toate freșele pe care le vedeți aici dumneavoastră și pentru a încerca să nu degradăm mai mult casa regală. Aici erau munți, munți de gunoaie. Acolo sus era un gard viu din care, după care efectiv nu se putea vedea nimic. Iar cursul apelor era efectiv stopat. Lucrăm la un plan de amenajare peisagistică pentru Vila Șipoș și acum lucrăm la concept. Urmează să finalizăm și soluția. Este un pic dificil, dar este interesant pentru că ne pune creativitate la încercare. Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș susține financiar și logistic acest eveniment, cu atât mai mult cu cât în acest an marcăm 140 de ani de la inaugurarea Castelului Peleș. Domeniul regal este cea mai importantă destinație turistică a României. Regii României de-a lungul istoriei au realizat construcțiile de aici, care reprezintă adevărate capodopere arhitecturale, istorice și artistice. În același timp, turiștii vor admira în parcurile domeniului regal arbori și arbuști ornamentali deosebiți, specii unice plantate în România în urmă cu peste 140 de ani. Încercăm să menținem plantele tinere, verzi, să le facem să înflorească și legat de asta încercăm să facem și sugestii care sperăm noi că vor fi luate în considerare ulterior, odată cu o necesară reabilitare a teraselor și din punct de vedere peisager. Reamenajarea are loc într-un moment special. În urmă cu 150 de ani se pregătea terenul pentru construcția castelului Peleș și se plantau primii arbori. Doi ani mai târziu, în 1875, se punea piatra de temelie, iar în 1883 avea loc inaugurarea acestei bijuterii arhitectonice. Ui, la ora asta, la 7:53 de minute și nu-mi vine în minte decât un singur lucru și un singur cuvânt. Mâncare? Ești aproape, Anatol. Ai mâncat azi dimineață? Mai puțin. Bine că puțin, decât deloc. Decât deloc mai bine așa, dar nu deloc. Cuvântul ăsta îmi vine în minte, ci cuvântul pauză, care se asociază cumva și cu mâncarea la noi. Cuvântul magic, da. Pauză pentru orice sfârșit de oră. Într-adevăr, luăm o scurtă pauză și revenim în ora a doua.